Tot cu fete frumoase, cu motoare turate la maximum și cu mulți cai putere, s-a sărbătorit și la Mamaia, acolo unde a avut loc parada motocicliștilor. Echipați cu veste din piele, tricouri negre sau dimpotrivă cu geci sport cu protecție, iubitorii de motoare au defilat prin stațiune, iar bijuteriile pe două roți au făcut deliciul turiștilor de la malul mării. Paradei s-a dat în jurul prânzului. Motocicliștii s-au echipat corespunzător și au părăsit unul câte unul campingul din nordul stațiunii. Pentru ei, motoarele s-au transformat de mult din simplă pasiune într-un stil de viață la care nu ar renunța niciodată. Cristi Hrubaru este exemplul perfect. Am un mare regret că nu m-am apucat de treaba asta mult mai devreme. Mi-a fost frică, n-am avut bani, sunt o grămadă, nu m-a lăsat soția. Să știi că am mușcat-o și pe aia microbul. Soția mea este chiar fan să meargă cu motocicleta, în schimb am pierdut un pasager și anume fiica mea, care o bună perioadă a mers cu mine, după care lasă-l pe tata cu rockerii și cu motocicliștii lui. Nu doar bărbații au vrut să-și testeze limitele. Femeile sunt la fel de împătimite de viteză, iar când se urcă pe motor, se simt mai libere ca oricând. Liliana a prins gustul vitezei în urmă cu 6 ani și astăzi a luat parte la parada de la malul mării. Pentru mine e motor și pentru el e... pasiune. Pasiune. Da. Super, să vedeți pe Transalpina cum e. În țară, e da. Super. Deci... avem ce, anul trecut ce vedea am Transalpina și Transfăgăreșanu. Super. Nu pot să explic. E super. Avem și mașină, dar nu e același lucru. Deci, ca o chestie, am făcut Transfăgăreșanu cu mașina de mai multe ori, cu motocicleta e altceva. Transalpina la fel. De la cei cărora le curge adrenalina prin vene, dar nu prea au bani pentru motociclete performante, la cei care folosesc motocicleta ca pe un hobby, cu toții au mărșăluit astăzi prin stațiune. Undeva la 13.000 de euro. După ce am luat-o, am băgat 2.000 de euro ca să o fac pe gustul meu. Unii dintre motocicliști nu s-au îndurat să-și lase acasă animalele de companie. Este și cazul acestui om care își plimbă câinele peste tot pe unde merge. Pe motocicletă, desigur. Nu se sperie. Pe o roată? Nu merg cu el pe roată. Rock, ascultă! Ascultă! Motocicletele au invadat stațiunea Mamaia preț de câteva ore. Parada a ajuns apoi în Constanța, iar la final motocicliștii s-au întors de unde au pornit, pentru că în această seară îi așteaptă un concert rock, dar și un foc de artificii care se anunță impresionant.